Și eram cu chestia asta că, băi, nu m-am întors să-l mângâi, deși el cumva venise să-și ia rămas bun de la mine. Și să recunoaștem că suferim, și să recunoaștem că ne doare, și să recunoaștem că ne lipsește. Faptul că încerci să aduci o replică a cățelului este o lipsă de respect față de acel animal de companie, față de sufletul respectiv. Nu mai este, ne iubește de undeva de departe, ne privește, așa, dar din păcate nu va mai veni și nu va mai fi alături de noi. Ce ai face dacă te-ar aborda un câine care ți-ar vorbi și ți-ar spune că are nevoie de un psiholog? Ne învârtim în jurul cozii, dar wow, folos! Salutare, oameni buni, sunt Radu. Ne întâlnim în acest moment la ediția cu numărul 25 a podcastului În jurul cozii, podcast oferit de către organizația Rolda România. Astăzi discutăm despre cum gestionăm moartea animalului de companie. Da, știu, este un subiect delicat, un subiect trist, însă în această lume a iubitorilor de animale, în lumea noastră, vrând nevrând, ne întâlnim la un moment dat cu acest subiect și m-am gândit că ar fi o idee bună să aflăm ce este de făcut într-o situație de acest gen. La finalul acestei ediții avem prima rubrică a momentului numit Ce ai face dacă? Vom încerca să râdem puțin, vor fi acolo niște întrebări așa puțin mai trăznite, ciudate, dar mai multe la final. Alături de noi astăzi se află din nou, pentru că a mai fost de două ori aici la podcast, Diana Zazula, psihologă și sociologă. Diana, îți mulțumesc mult pentru faptul că ai acceptat invitația. Eu, că nu te-ai plictisit încă de mine. Sunt lucruri foarte interesante. Nu vreau să pun presiune pe tine, dar sunt lucruri extrem de interesante pe care le spui de fiecare dată. Și uite, Diana, că aproape a venit primăvara și m-am gândit eu să îți propun spre discuție un subiect așa destul de dark până la urmă, tocmai în luna care simbolizează renaștere, viață și așa mai departe. Bun, hai să vedem ce mi-ai pregătit. Câteva întrebări foarte interesante și mi se pare interesant și aș vrea să începem cu asta, faptul că tu nu poți să ne oferi doar o perspectivă psihologică asupra subiectului, tu poți să ne oferi și o perspectivă personală pentru că ai trecut prin acest subiect pe care îl abordăm astăzi. Chiar luna trecută ai postat pe pagina ta de Facebook textul următor, incredibil, dar și acum simt lipsa ca în ziua când ne-a părăsit, au fost 12 ani minunați alături de el. Este vorba despre câinele tău, ne-ai mai povestit în trecut aici la podcast, însă pentru cei care nu au văzut acea ediție, te-aș ruga să ne spui în câteva cuvinte cum a fost relația ta practic cu acest câine. Rog, nu este chiar câinele meu, este câinele lui frate, de fapt este câinele familiei, Familiei. dacă luăm așa, da? Ce să zic... Legat de pierderea lui, hai că o iau așa, adică a fost o perioadă foarte frumoasă cu Bubi, ca așa îi ziceam noi, pentru că avea nici 6 săptămâni când a ajuns la noi, era uitat cu Ticani. Și am învățat destul de multe. Practic a fost primul câine pe care l-am avut așa când eram deja mai matură, adică a venit undeva pe când aveam eu 18 ani. Și, practic, am învățat destul de multe cu el și am avut noroc că a fost un câine foarte răbdător, a fost un câine foarte tolerant, așa, și chiar mă bucur că pot să zic că primul câine pe care l-am avut așa a fost unul chiar calm și care a reușit cumva să ne unească, pentru că asta a făcut, da. Ne-a unit așa ca familie. În ceea ce te privește, crezi că ai avut o relație atât de strânsă cu el și pentru că, nu știu, a ajuns în viața ta la momentul potrivit, erai puțin mai matură, așa cum ne-ai spus? Nu știu dacă neapărat acesta a fost motivul, dar era el destul de lipicios așa și de prietenos cu oamenii și simplul fapt că l-am avut de puiul și am văzut că cât de ambițios era el așa și cât de mult se străduia din multe, multe puncte de vedere, cât de afectuos era, n-ai cum. Acum eu știu că sunt foarte mulți care zic, a, domn câinele, așa, asta făceam, asta e adevărul, că
În iernile friguroase era acolo la picioarele mele și n-ai cum să nu te atașezi și nu știu, suferi în momentul în care nu mai e cu tine. Da. Îmi amintesc bine, era un câine care aparținea unei rase care avea așa o imagine puțin mai negativă, în aparență cel puțin. Da, discutăm despre un pitbull. Am înțeles, da, exact, era un pitbull. Ai mai avut câini de atunci? Acum știu că ai pisici, știu că ai mai multe pisici, au apărut și ele la podcast în trecut și chiar acum câteva secunde a apărut din nou una dintre ele. Exact. Am două pisici, dar într-adevăr că la un moment dat și încă bișonul mai trăiește, așa. Am adus un bișon undeva pe când Bubi avea 6 ani, cumva ca să, mă rog, aveam impresia și așa s-a și întâmplat până la urmă. Puiuțul fiind un pic mai activ, așa l-a activat și pe el, dar în același timp a domolit puțin puiuțul. N-am avut așa probleme cu bișonul, pentru că, na, crescând cumva pe lângă el, a și preluat câteva din caracteristicile lui, să zic. Ce simte un om care a avut vreme de 12 ani un câine în momentul în care acesta moare? E ca și cum, da, era un membru al familiei, ne-ai spus asta deja. E ca și cum, nu știu, moare o altă persoană? Pierderea e pierdere. Să știi că m-am gândit mult în momentul în care am început să discutăm despre subiectul de azi și pierderea e pierdere, indiferent că discutăm despre om sau despre animalul de companie, pentru că la nivel psihologic trăim în același mod. Acum, e adevărat că există foarte multe persoane și poate am mai discutat noi în careva din episoade că personifică cumva sau umanizează cumva animalul de companie, așa? Eu nu vorbesc din perspectiva asta, adică animalul de companie este animal de companie, dar este un suflet pe care îl îngrijești, cu care te trezești, te culci, în momentul în care e bolnav, stai și te necăjești pentru el. Adică, simplu fapt că îi dedici atât de mult timp și atât de multă energie, și adevărat că te recompensează foarte mult la nivel afectiv, la nivel emoțional, dar îi simți lipsa. Adică e acolo, e un suflet viu și îi simți lipsa în momentul în care nu mai este. Urmează o perioadă dificilă, o perioadă depresivă din momentul în care câinele nu mai este printre noi și cum gestionăm acele momente, cum ar trebui să le gestionăm. Fiecare dintre noi, evident, trecem prin perioadele doliului, îi zicem așa. Și într-adevăr că există o primă fază de negare, să zic așa, în care nu înțelegi de ce ți se întâmplă ție, de ce a trebuit să plece, de ce nu mai este lângă tine, după care încet, încet se instalează acceptarea situației, după care intri cumva într-o normalitate. Asta așa ca să condensez lucrurile. Și da, m-ai întrebat și uite, nu ți-am răspuns. Eu în momentul în care m-am despărțit așa, pentru că a fost cumva neașteptat pentru noi, nu au fost niciun fel de semn legat de starea de sănătate a câinelui, că s-ar întâmpla ceva. Și eu cumva sunt cu o vină vis-a-vis de modul în care el a plecat și este în continuare un proces pe care încă îl am legat de modul în care el ne-a părăsit și faptul că n-am reușit să-mi au rămas bun de la el și să-i mulțumesc pentru timpul pe care l-a avut cu noi. Dacă dorești, ne poți spune ce s-a întâmplat, dar doar dacă dorești, dacă nu, nu e nicio problemă. Păi foarte multe, ce să zic, eu eram deja mutată că era cu părinți, stătea câinele, așa era în casa părintească, eu eram deja mutată de acolo și fiind foarte stresată, întoarsă de la locul de muncă, el ca de obicei venea și se gutura pe lângă mine și venea și mai avea obiceiul să își pună lăbuța pe mine, lăbuța care nu era deloc mică, dar mă rog, așa. Și țin minte că ultima chestie era că era așa o chestiune de joacă între noi și l-am întrebat ce-i cu tine de ești așa de lipicios și în momentul în care am ieșit din casă, așa, nu m-am întors să-l mângâi și stătea în cameră și se uita la mine și pe dimineață nu mai era și eram cu chestia asta că băi, nu m-am întors să-l mângâi, deși el cumva venise să-și ia rămas bun de la mine.
Da, dar Da. asta este, cum să zic, cumva este parte din viață și, pe de altă parte, mă bucur că nu a suferit, pentru că putea să aibă ca multe alte animăluțe de companie o soartă în care, din păcate, îi se prelungește suferința. Da, e emoționant ceea ce ne-ai spus și într-adevăr se aplică perfect și în relațiile dintre oameni. Se întâmplă în viață să vezi un om acum și poate a doua zi el să nu mai fie. Cum gestionăm acele momente de doliu? Ar trebui să facem ceva sau efectiv e mai bine să go with the flow pentru că oricum nu poți să faci mare lucru? Mă gândesc eu. Acum depinde de fiecare persoană și depinde de relația pe care a avut-o cu acel animal de companie, pentru că sunt anumite persoane care poate trec mult mai ușor peste o pierdere, pe când alte persoane trec mai dificil și asta depinde de structura lor, să zic, afectivă, de structura lor psihică, modul în care au ei nevoie să gestioneze pierderea. Acum, nu pot să zic că este rău nici varianta, că este rea varianta în care te duci așa, te lași dus de val și aștepți ca timpul să rezolve lucrurile. La fel cum nu este rău nici faptul că dorești să faci ceva în vederea, nu știu, cumva să-ți procesezi cât mai repede și să treci cât mai repede, să arzi etape, să zicem, din perioada aceasta de doliu. Acum, ce ar fi de făcut? În principiu, ar trebui să ajungem cât mai repede la faza de acceptare, dar până să ajungem la faza de acceptare, trebuie să fim ok și cu faza de negare și trebuie să ne acceptăm și emoțiile în care suferim și să recunoaștem că suferim și să recunoaștem că ne doare și să recunoaștem că ne lipsește, în așa fel încât în momentul în care ajungi să fii cumva în pace cu tine, reușești să treci după aceea mai departe. Dar nu la modul în care îți impui, bine, hai că nu mă mai gândesc, că dacă nu mă mai gândesc, atunci nu o să mai supăr. Pentru că e un fel de traumă, să zic și asta, și ca orice traumă, oricât de mică ar fi, nerezolvată, cu timpul, se poate acumula și poate duce la probleme mai mari. Da, asta nu este o întrebare, mă gândeam așa acum în timp ce îți ascultam răspunsul la faptul că mi se pare puțin așa injust modul în care au fost rânduite lucrurile, da, ce termen bisericesc am găsit, mă rog, modul în care stau lucrurile în ceea ce privește relația dintre oameni și câini și faptul că tocmai câinele care poate deveni un prieten atât de bun al omului trăiește puțin, în mod normal, în comparație cu speranța de viață a unui om, să spunem așa. Dar Dar, eu zic că nu, scuze că te întrerup așa, sigur. eu zic că nu. Eu zic că e bine că, să zic că așa, durata medie este undeva la 10-15 ani, pentru că în cei 10-15 ani poți să comasezi o serie de experiențe de viață pe care poate altfel nu ai ocazia să le ai și este o pastilă pentru empatie, este o pastilă pentru ce înseamnă prietenie, este o pastilă pentru ce înseamnă să ai grijă de altcineva și despre loialitate. Deci foarte multe lucruri pe care le poți învăța în perioada asta de 10-15 ani. Da, perfect de acord. Mă gândeam din perspectiva momentului despărțirii, care este fără doar și poate unul dureros și nu ai cum să nu te întrebi atunci și să te gândești sau să-ți spui ce bine ar fi fost să mai trăiască câțiva ani. Da, așa e, da, uite, chiar ascultam acum, am fost un weekend în Cluj și ascultam o piesă pe drum și spunea că toți dintre, ceva de genul așa, traducere foarte liberă din engleză, că toți dintre noi murim, dar puțin știm să trăim, așa. Și apropo de cei 10 ani, câinele, cei 10 ani, îi trăiește prezent alături de tine, fără să se gândească la situația asta inevitabilă care urmează. Și de-aia cred că e, cum să zic, e un lucru pe care, care e firesc cumva și pe care îl acceptăm și pe care în perioada pe care o avem, câți de pe care, așa, și perioada pe care o avem alături de noi acel animal de companie, să ne bucurăm cât mai mult de prezența sa și să nu ne facem griji că ne distruge, nu știu, mocheta și alte griji pe care ne le facem noi așa inutil.
Exact. Uităm uneori tocmai faptul că viața lor este mai scurtă și poate suntem răi în anumite situații cu ei, dar așa e, în viață e greu să ai tot timpul imaginea de ansamblu. Și apropo, vreau să spun la început, dar am uitat un aspect important. Această ediție de În jurul cozii cred că se aplică nu doar în ceea ce privește câinii, se aplică și altor animale de companie pe care le iubim și care fac parte din familiile noastre. Am o întrebare, nu știu de ce am eu așa un feeling că mi-a ieșit puțin mai ciudată, dar vreau să te întreb dacă e bine imediat după ce a murit să-l vizitezi la mormânt. Asta sigur, fiecare alege dacă l-a îngropat sau nu știu ce alte variante ar putea fi. Te ajută sau ar fi bine să aștepți să treacă o perioadă de timp până să mergi acolo? Cred că e o chestiune foarte subiectivă și dacă stau așa să mă gândesc și să fac o paralelă cu modul în care gestionez, de exemplu, eu situațiile acestea, eu nu mă duc dacă nu este neapărat obligatoriu. Adică, na, este, pentru că acum stau așa să mă gândesc că, practic, el a fost înmormântat lângă locul în care a fost înmormântat purpușorul meu de Guinea. El a fost primul animăluț al meu de companie, așa, și cumva evit să mă duc în zona respectivă. Dar nu pentru că mi-ar crea cumva anumite trăiri, ci pentru că pur și simplu încerc pe cât posibil să. Cred că e o metodă de-a mea de protecție, pentru că asta o fac și în cazul, nu știu, membrilor de familie care au decedat și, na, e modul meu cumva de a-mi aduce aminte de ei așa cum erau în viață, fără să stau să, nu știu, rumec foarte mult pe partea asta. Nu-i frumos ce am zis, dar asta e. Nu, are sens, să știi că eu sunt perfect de acord cu filosofia ta și eu evit cât de mult posibil să merg la locurile de veci ale celor dragi. Oricum, acum, dacă e să o dăm pe discuția asta, dar nu o vom face, în principiu ei nu mai sunt acolo, e doar așa niște ultime rămășițe, să spunem așa. Este Sunt normal, da, alții, scuze, sunt alții sigur. care simt nevoia să meargă să îngrijească pe locul respectiv, tocmai pentru a-i mai păstra cumva vii în amintire, în amintiri, în amintirile lor, în amintirile celorlalți. Deci de asta zic, e o chestiune subiectivă și Da. fiecare decide cum îi este mai bine pentru el. Nu cred că Corect. este un răspuns corect în Corect. sensul ăsta. Ai dreptate, da. Dacă e terapeutic pentru unii să meargă să aibă grijă de acel loc și să-l viziteze cât mai des, da, cu siguranță este ok. E ok ca imediat după moarte să aduci acasă un alt câine? Când crezi că e momentul potrivit să treci mai departe și să începi să ai grijă de un alt cățel? Din nou, e o chestiune care e destul de subiectivă. Uite, dacă mă întreb pe mine, eu cred că eu nu aș aduce imediat după moartea câinelui un alt cățel sau un alt câine în familie. Cred că aș lăsa totuși o perioadă să se așeze lucrurile. Na, dacă tot e și dacă e să te pregătești, există varianta pe care am mai spus-o, la un moment dat, pe când ajunge câinele la maturitate sau înspre bătrânețe, aduci un puiuț care să nu aibă prea multă energie, așa, dar care să poată cumva să echilibreze energia din casă și să facă o pereche cât de cât bună cu câinele pe care îl ai, în așa fel încât să poți să treci mai ușor peste pierdere. Dar asta este părerea mea. Sunt alte persoane care trec repede de la. Adică, na, eu cumva aș mai păstra, știi, cumva spațiul acela să văd ce se întâmplă cu spațiul acela gol pe care l-a lăsat, dacă într-adevăr este nevoie de un alt câine și dacă da, pentru că și noi, cumva, și familia evoluează și se schimbă energia din cadrul familiei și inclusiv câinele pe care îl aduci trebuie să vină cu o energie care să fie compatibilă cu cea a membrilor de familie sau a condițiilor din familia respectivă.
Da, și eu cred că ar fi ciudat așa dacă câinele care a plecat era singurul câine al familiei, ca la câteva zile după să ai în casă un alt câine pe care să-l mângâi, adică efectiv nu aș putea să mă concentrez și să-i acord atenția necesară. Dar în mod evident și acest lucru este unul subiectiv. Însă următoarea întrebare e destul de interesantă. Am și văzut, erau subiecte tratate așa din punct de vedere umoristic în anumite filme de comedie, deși și nu este o situație chiar atât de comică. Ce facem dacă avem în familie un copil care nu înțelege încă noțiunea de moarte? Ce îi spunem despre dispariția câinelui? Aducem în casă o copie, între ghilimele, aproape identică a câinelui decedat și spunem că e același? Da, poate suna o întrebare tâmpită, dar e o situație pe care am înțeles că unele familii o abordează, o practică. Nu sunt de acord cu treaba asta. Sunt puține cazurile în care sunt destul de vehementă, dar asta necesită un pic de vehemență din partea mea, pentru că fiecare câine, la fel ca fiecare dintre noi, venim cu, mă rog, avem un anumit temperament, avem o anumită personalitate. Revin din nou la ideea de energie pe care o aducem. Și evident, avem fiecare dintre noi propria noastră identitate, inclusiv animalele de companie, așa cum sunt ele și așa cum le zicem noi că nu fac sau nu au o inteligență prea mare, așa, dar ele oricum sunt, de la broasca țestoasă până la cai, așa, câini, căței și adică pisici și așa mai departe, fiecare cu personalitatea sa și cred că nu este în ordine. Acum, modul în care tratez cu copilul tema morții, da, este o chestiune delicată și, da, necesită, să zic, o anumită înțelegere din partea acestuia, dar aici, din nou, ține foarte mult de modul în care părinții au, cum să zic, au deja o formă de comunicare dezvoltată cu copilul, în așa fel încât să-l facă să înțeleagă, mă rog, irreversibilitatea anumitor fenomene, cum este și moartea. Da, foarte, foarte interesant. Și în ceea ce privește această variantă a unor familii care aduc în casă imediat după un alt cățel, da, știu, ne-ai spus deja care e părerea ta, însă cum ai apreciat gestul acelor părinți? Adică, în principiu, încearcă să facă acest lucru pentru copil, pentru ca el să nu sufere foarte mult. E bine și nu e bine. Eu aș înclina mai mult spre partea negativă, dar sunt familii care fac asta. Da, dar acum gândește, mai ales acolo unde, deci dacă discutăm despre faptul că acel copil nu înțelege noțiunea morții, așa, înseamnă că discutăm despre copii destul de mici, ceea ce înseamnă, nu sunt de acord din foarte multe puncte de vedere. Unul la mână, faptul că încerci să aduci o replică a cățelului este o lipsă de respect față de acel animal de companie, față de sufletul respectiv. Pe de altă parte, intenția ta, chiar dacă este aceea de a proteja copilul, practic încerci să îl minți, da? Ca să nu o zic așa, să o zic direct, să nu o zic pe ocolite. Și practic, faptul că încerci să îți înșeli propriul copil, chiar dacă e cu scopul de a-l proteja, nu este varianta cea mai bună și nu este un exemplu bun, consider eu, pe care îl poți da copilului. Crezi că Dar asta. Da. ar exista o formulă elegantă de a-i spune copilului că a murit câinele sau e bine să-i spui adevărul? Sigur, ca și paranteză, coroborat și cu ceea ce ai spus tu adineori, relația dintre părinți și copil și ceea ce i-au explicat aceștia până în acel moment copilului despre lucrurile care sunt ireversibile. Da, părerea mea este că cel mai bine este să fii sincer, chiar dacă nu înțelege noțiunea morții, dar cel puțin poți să-i explici că nu mai este, că nu se va mai întoarce, așa că este undeva sus în ceruri. Deci sunt anumite lucruri pe care le pot spune la nivelul de înțelegere pe care îl are el. Acum am dat aici așa câteva exemple, dar asta ar trebui să fie esența, că nu mai este, ne iubește de undeva de departe, ne privește, așa, dar din păcate nu va mai veni și nu va mai fi alături de noi și nu se va mai putea cuibări lângă el sau juca cu el.
Cum ne pregătim, Diana, mental pentru moartea câinelui? În mod evident, atunci când știm că acesta urmează să moară. Nu știu, poate e bolnav, poate e foarte bătrân și știm că acel moment urmează. Da, este o întrebare dificilă pentru că e greu. Oricât de mult zicem noi că încercăm să ne pregătim de moartea cuiva drag, indiferent că discutăm de animale de companie sau de ființe rude de ale noastre, așa, ființe dragi, nu rude de ale noastre, în momentul în care se întâmplă, totuși suntem șocați. Așa, și cumva ideea în care știm că se poate întâmpla acest lucru, încercăm să maximizăm timpul pe care îl avem. E că să nu dramatizăm, în sensul în care să plângem de milă că na, se va întâmpla, că ești bătrân, pentru că nu așa percep ele și nu așa trece timpul pentru ele, ci pur și simplu să ne bucurăm de prezența lor, să fim atenți, să încercăm să, nu știu, să le facem poftele cumva, în limita ceea ce este, să zic, sănătos pentru ele și nu le dăunează, să zic. Mai bine, mai corect e așa, nu le dăunează, în așa fel încât, nu știu, să-ți creezi cât mai multe amintiri cu acel animal de companie. Și bineînțeles, acolo undeva, în adâncul tău, să încerci încet să accepti ideea irreversibilului. Crezi că ne poate afecta dispariția câinelui sănătatea mentală pe termen lung? Și dacă ai auzit de cazuri de acest gen? Nu știu, nici am intrat foarte mult în temă, dar după cum am pornit așa toată discuția, pierderea este pierdere și decesul, la fel ca divorțul și la fel ca un abuz, așa, este tot o traumă. E adevărat că îi zicem că este microtraumă, așa, dar multe microtraume pot să ducă până la urmă la probleme. Bineînțeles, acum decesul animalului de companie în sine nu poate să ducă la probleme de sănătate mentală în timp, dar coroborate cu alte lucruri care ți se întâmplă, cu anumite predispoziții, da, poate să accentueze sau poate să grăbească anumite procese. Am înțeles, da, deci există această posibilitate să scapi oarecum situația din mână, să spun așa, și mă refer asta la mult timp după ce s-a întâmplat decesul câinelui, deci nu în partea inițială, când, da, e oarecum, nu e oarecum, e normal să suferi mult. Deci sunt anumite persoane care, deci asta cunosc, fac o paralelă. E adevărat că nu e, să zic, dacă este le pui în balanță, poate mulți o să zică că nu e același lucru. Dar spuneam, pierderea, decesul, așa, e o microtraumă, să zic, așa. Dar sunt persoane, cazuri pe care le-am avut legate de, nu știu, decesul părinților, a mamei, care n-a fost prelucrat foarte mult timp și a ajuns la depresie și medicamente și așa mai departe, pentru că asta se întâmplă la noi când ajungi pe la medici, în fine. Dar cumva similar poți să ajungi până în situația respectivă. Crezi că în timp, peste ani, trebuie în vreun fel să cinstim memoria câinelui și dacă da, cum am putea să facem acest lucru? Modul în care alegi să cinstești câinele, din nou, e o chestiune subiectivă și relația pe care ai avut-o tu cu acel câine și modul în care poți. Uite, eu, de exemplu, în fiecare an, datorită Facebook-ului, dar nu numai, pentru că până în ziua de azi am agenda cu un fir din blana lui pe care am găsit-o în ziua respectivă pe haină, pentru că așa se întâmplă când ai căței, pisici, asta e. De exemplu, fratele meu a păstrat o bucată din parchet cu urma lăsată de câine. Deci de asta zic că fiecare dintre noi alegem cumva să păstrăm anumite lucruri
și să le ducem cu noi, pentru că, în fond și la urma urmei, după cum ziceam, 12 ani să stai în aceeași casă cu un suflet nu e chiar de aruncat și de uitat. Te gândești pe viitor să mai ai grijă vreodată de un alt pitbull sau el va rămâne singurul pitbull din viața ta? Îți spun sincer, legat așa de treaba asta, cred că faptul că a fost atât de bine educat acest pitbull, așa, e și datorită mamei mele care a reușit să-l țină în frâu. Nu știu dacă felul meu de a fi, temperamentul meu, este neapărat compatibil cu rasa aceasta de câini. Cu certitudine îmi doresc pe viitor un câine și de talie mare, chiar foarte mare, așa, dar un câine pe care consider eu că ar fi mai ușor de modelat după, și cumva să se adapteze mai ușor temperamentului meu. Diana, eu zic că ar fi timpul să încercăm să și râdem puțin acum. În mod evident, Hai. nu de acest subiect, nu se pune problema în felul acesta sub nicio formă, dar a sosit timpul pentru prima rubrică aici la În jurul cozii, a momentului care se numește Ce ai face dacă? Câteva întrebări trăznite și ciudate, încercăm să răspundem în 60 de secunde. Așa, începem La momentul. toate. Începem chiar acum. Bun, Diana, ce ai face dacă de mâine toate pizzele, toată pizza din lume ar trebui să aibă deasupra ananas? Ananas. Aha. Aoleu, aoleu. N-aș zice că aș renunța că-mi place, dar poate că aș avea acest de genul ăsta. Da, ok. Nu știu dacă te ajută, mai ales dacă s-a gătit așa. Pentru mine ar fi un dezastru. Ok, întrebarea 2. Ce ai face dacă un pacient ar veni la o sesiune de terapie cu papagalul, iar papagalul ar întrerupe continuu sesiunea, repetând tot ceea ce spui tu? Păi, ce să zic, în situația asta, cred că, nu știu, aș învăța papagalul ce are de zis acasă, ca să mă asigur că procesul terapeutic va fi cu succes sau cel puțin va respecta anumite lucruri. Un răspuns foarte bun. Sunt curios dacă ar mai exista papagalul și la a doua sesiune după această soluție, dar eu zic că e foarte bună. Ce ai face dacă avea un pacient care ar fi convins că e bântuit de o fantomă și care ți-ar spune că a venit cu fantoma la terapie? Cred că am face terapie de cuplu. Indiferent de sexul fantomei, nu? Adică nu știu Păi dacă se acum, poate pune problema așa. păi poate că se poate pune problema așa, dar acum, la cum... Eu zic că nu se mai pune problema de ce. Se pun alte probleme, da, cu siguranță. Ce ai face dacă un pacient ar veni la sesiune îmbrăcat în Batman și ți-ar spune că el chiar este Batman? Probabil aș intra o bucată de vreme în joc să realizez dacă într-adevăr Ca suntem și în Gotham sau nu. Catwoman? Sau nu neapărat? Nu neapărat, nu neapărat, așa. Nu m-aș duce până într-acolo, dar cel puțin aș intra o bucată de vreme în joc să văd totuși de unde treaba cu Batman. Ok, și Și ultima poate întrebare. chiar Batman sau e preot. Da, asta e bună, trebuie să recunosc. Ce ai face dacă te-ar aborda un câine care ți-ar vorbi și ți-ar spune că are nevoie de un psiholog? Cred că aș vizita și eu psihologul. Aș vizita prima dată eu și după aceea aș reveni la câine. Și psihologul respectiv cred că ar vizita și el un alt psiholog. Și ne-am tot dus așa de la un psiholog la altul. Și Exact, câinele exact. rămâne netratat. Exact, da, foarte, foarte posibil. Ok, asta a fost rubrica Ce ai face dacă... Da, sper că v-a plăcut. Dacă nu, iertați-ne, e prima ediție, încercăm să o îmbunătățim pe parcurs.
Diana, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la În jurul cozii. A fost un subiect delicat, trist, dar lucrurile pe care le-ai spus tu au fost punctuale, interesante și eu cred de ajutor pentru cei care ne vor asculta. Îți mulțumesc încă o dată și, în mod evident, nu știu dacă te bucur sau nu, dar te mai așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumesc că m-ai invitat și ți-am zis, mă bucur că nu te-ai plictisit de mine. Nu cred că se pune problema, repet. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și vouă, oameni buni, pentru prezență. Aceasta a fost ediția cu numărul 25 a podcastului În jurul cozii, podcast oferit de către organizația Rolda România. Mai multe detalii despre Rolda găsiți pe site-ul rolda.ro și pe Facebook căutând Rolda România. Pe TikTok suntem găsiți acolo sub denumirea Rolda.org și pe YouTube, în mod evident, acolo unde este casa acestui podcast, pe pagina de YouTube Rolda România, playlist În jurul cozii. Vă mulțumesc încă o dată, ne mai revedem o dată în această lună martie și promit că voi încerca ca la ediția viitoare să râdem chiar mai mult dacă tot am intrat în primăvară cu un subiect așa puțin mai dark. Mulțumesc încă o dată, numai bine tuturor! Ne învârtim în jurul cozii, dar, wow, folos!